Salut! Noi suntem Cocolix și bine v-am găsit la un nou episod super mega șmecher. Salvează baconițele se cheamă. Salvează baconițele și pentru asta trebuie să le și găsești, oameni buni. Mai țineți minte era bacon? Așa e că era faină. Țin minte era bacon pe papic, dar nu că era cu COVID-ul și era greu. Bacon nu era înainte de COVID? Nu era în COVID. În COVID? Exact când a început. Da, ideea este că era fain când găseam baconii. Cristina, îi găsește pe fata normală baconiță. Asta mică? Asta e bună. Asta trebuie să intri în server ca să faci. Uite aici, okay. Tot timpul unde e gamerul. Bă, dar eu nu-l găsesc pe gamer. Ia să vedem, îl găsim? L-am găsit! Gamerul! Așa, ia pe baconița asta, da? Asta mică? Da. Okay. Și hai să luăm și pe aia de deasupra. Bă, dar greu-i de luat asta. Sportiva. Oh! Cristina, dacă dai la baconițe... Da, aici. Ai 200. Oh, 210. 210 baconițe. Deci e plină lumea de baconițe. Și uite, unele cu steluțe mai șmechere. Ce ziceți? Le găsim pe toate? Scrieți în comenturi care a fost partea voastră favorită de la bacon. Adică care a fost capitolul vostru favorit. Cristina, ai trecut pe lângă baconiță. Trecut pe lângă baconiță. Asta mică. Mie, sincer, mi-a plăcut aia cu casa lui. Adică așa. Este iconic. Și dacă vă place bacon, nu uitați să rupeți butonul de Cocolike. Să adunăm cât mai multe Cocolike în episodul de astăzi. Cristina, uite, o baconiță deasupra de baconița Twitter. Ia uitați-o! Prinde-o. Acum ajungem la ea. Am sărit pe ea așa. Așa. A, ce ușor a fost. Hai, Cristina, după tine că e plină lumea de baconițe. Uite, vreau să mă duc la plajă. Hai la plajă, femeie. Oameni buni, vreți și voi să mergeți la plajă? Vezi că poți să și zbori? Uite, asta a făcut insolație. Baconița prăjită. Vezi că poți să prinzi viteză dacă vrei să fii... Mă întreb, oare bucata asta ajută la ceva? Nu. Apasă pe viteză, evita, ca să mergi tu, să prinzi baconițe aici. Multe în viața asta. Yay! Și baconița castel de nisip. Ca mie îmi place fără viteză, ca să merg așa smooth. Uite, baconița în cățel de câine. Stai puțin, vreau să întreb pe abonați. Ați făcut vreodată vreun castel de nisip? I-am făcut și arăta ca... Ai făcut? Arăta ca un... Eu n-am fugit niciodată. Arăta ca un munte de nisip mic. Nu arăta. Salut! Putem să intru da, și aici? Da, asta e baconița cățeluși. Aaa, draga de ea. Hai, Cristina, du-mă tu. Are limbuța scoasă, vedeți? Plină lumea de baconițe. Deci aici la plajă le-am luat pe toate? Păi nu știu, poate să... Uite, Felix, aici te teleportezi undeva. Ne teleportăm deja, mergem pe teleportări? Hai să văd. Ia uite, m-am teleportat. În oraș. A, aici sunt baconițe piții, cred. Uite, văd o... Nu-i piții, Felix. Cristina, dar în oraș nu-s piții. Uite aici, poți să faci obi dacă vrei. Stai puțin, că vreau să iau pe baconița asta, uite-te. Am o bacă. Paparații! Dă-te, mă! Și asta, uite-o! Și asta de lângă aia cine e? Hai că-s polițiste pe aici! Uite-o! Doamne, ce faină-i! Baconița polițistă! Da, toată lumea știe că există cel puțin o baconiță polițistă. Da, vreau să văd oare dacă în astea 210 există vreo baconiță cu fundiță. Dreapta. Asta vreau. Uite! Asta ce o să întâmplă? Baconița hoață. Baconița hoață? Nu știam că există așa ceva. A, uite, poți să intri și... Oh my god, dacă de mare e asta. Da, hai să vedem. La mall? Uite aici, uite, am găsit ceva. Nu am văzut chestia asta, dar la ce ajută? Baconița balon. Asta e baconița balon? Da, sari. Am luat-o. Baconița balon piții, să nu confundăm. Eee, așa da. Hai, o luăm, Cristina, uite. Uite, baconița vânzătoare. Uite. O, dar ce frumoase, Felix, asta e dată cu ruj. E dată cu ruj. Da, e că probabil vinde rujuri. Am înțeles, vinde ruje. Stai că nu știu dacă pot să mă urc pe ea. Eu am luat-o. Baconița care te machiază. Și Cristina, să iei baconița cu mască de pe scările rulante. Acum? Așa, hai să luăm pe etaj, să luăm primul oare etajul ăsta și după aceea etajul celălalt. Stai să văd, ce se vinde aici? Ce chestia asta oare? Când ți-e rău de la mașină și de afară. Mâncare expirată. Nu. Uite. Ce e baconița asta? Blackpink. Ah. Ia uite-te. Yay! Uite și când Cristina joacă baconița la jocuri de noroc. Am găsit-o pe baconița Blackpink. Hai să iau pe asta. Tanti? Da, Cristina, era o cameră lângă, tu n-ai fost sistematică. Nu. Vine aici, uite aici, o cameră lângă. Am luat-o pe baconița caseriță. A, era pe caseriță? Păi n-ai fost sistematică. Aici e drept, am uitat de... Aici sunt două baconițe. Asta? Baconița care tocmai a absolvit. A venit aici ca să sărbătorească. Și baconița glitch. Dar unde e glitch-ul? Uite-l aici. Eu nu-l văd. A, uite! Ce tare! Era cât pe ce să nu o iau. Mamă, am găsit deja. Uite aici, hai să ne băgăm aici. Unde ești, iubita? Aici așa, dar am vrut să mă bag prin chestia aia, dar nu pot. Nu pot, poate pe altă parte. Uite, baconița care a venit la cumpărături. O, baconița cumpărătabilă? Și că asta e limited edition. Ediție limitată? Da, au cumpărat tot aici. Uite, asta e din Peppa Pig, da, Cristina. Da, văd. Cu seiful și tot. Uite, o baconiță e la casteriță.
Tot în camera aia. Pe bune? Da. A, săraca. Au călcat un picioare ăștia. Adopt me. Adopt me. Ce tare. Ai mai ceva la etaj? Uite, uite o baconiță aici la ieșire. Da, baconița, da, da. Geanta, ai luat-o? Acum. Așa. Ce faină-i. Baconița gentuță. Și aici în camera asta e ceva? Baconița care îi plac Roboxul? Materialista. Materialista. Uite, am găsit aici baconița faceristă și asta e rară. Vino aici. Ia unde? A, dă-te ca să o iau și eu. Iau și tu, Cristina. Nu, cum să nu iei. Asta e transparentă. Am înțeles. Baconița faceristă, da? Mai este ceva de aici, de la parter. Poate mai este. Asta e molul din Peppa Pig, așa-i? Baconița bebe! Unde-i? Oh, dragă de ea! Da, molul din Peppa Pig, baconița bebe. A venit cu tot cu cărucior. Uite. Ia uite. Ai de mine. Uite aici un magazin, nu știu dacă e ceva. Am găsit! Baconița minge! Unde? Nu știu, aici m-am plimbat și am găsit-o. Ia plimbă-te-și tu pe aici. Uite, exact aici m-am plimbat. A, uite. Așa. Baconița minge, mamă, dar Cristina, câte baconițe avem noi? Minge de fotbal și acesta să ne dăm așa cu atenție, sigur este singura. Ah. Da, o grămadă, ia să vedem câte baconițe avem. 26 avem deja. Știi care e fain la baconiță? Tu ai 25? De puțin la baconiță, dă-i înapoi și alege o baconiță pe care nu ai. Asta. Și zice... Nu, zice că o căzut pe o propastie, zice unde o găsești. Este mare, baconița mare. Și asta e fain că zice unde le găsești. Hai, Cocos Cristina, la etaj cu J. Haideți să mergem la etaj cu J, oameni buni! Ok, eu mă duc pe partea asta, pe scările rulante, dar care nu se rulează. Haideți să o luăm sistematic, haide. Haide, în partea... Asta e, deci tot capitolul de la Peppa Pig. Da. Ok. Te duci pe partea aia, m-am dus pe partea asta. Da, m-am partea asta la alta. Hai, așa, hai. Frate, uite! Șoricelă din Peppa Pig, mai știți? Da. Ia uite! Baconița șoricelicică, am înțeles. Era grea partea asta, știu că parcă nu puteam să scăpăm de... Da. Foarte de grea. Șoricel. Nu puteai te prindea și n-aveai ce să faci, adică... Am crezut că avem aici... Uite! Ce e găsit acolo? Asta e transparentă. Baconița cu două capete. Oh my god! Bă, și uite aici. Baconița totopită. Baconița zgomotoasă. Zgomotoasă, am înțeles. Ok, cred că le-am găsit pe toate din camera asta. Din camera asta, câte da. Câte două pe cameră. Mai este un etaj, iubire. Uite-te pe aici. Pe aici mai este un etaj. Aici? Trebuie să mai fie o baconiță pe undeva, nu? Ar trebui, adică un etaj întreg pentru doar câteva baconițe, da, să fim atenți. N-are niciun sens, mai multe baconițe vrem. Ia, stai, că partea m-am dus deja. Îți cochim 14 cucurișilor și dacă ceva voi vedeți și noi n-am văzut, vă rog să ne atrageți deci, atenția. Primul lucru îmi ziceți de baconițe. Auzi, aici unde te duci? M-am dus eu până în capăt. Da? Tot m-am plimbat peste tot. O să te bagi sau da, să da, te crucești? Da, dar pot să mergi. Bun, deci cred că am rezolvat tot aici. Hai și afară, că mai sunt o grămadă de baconițe în oraș. Hai să ne ducem afară, uite așa, gata cu shopping-ul pe ziua de astăzi! Gata! Hai să vedem unde mergem. Poți să agiteze dacă vrei. Ok, afară, Cristina. Da. Unde vrei să o luăm? E plin de baconițe. Vrei să facem un obi care să te chinui sau nu? Dar puteți să văd că sunt foarte curioasă dacă în partea asta există ceva. Există ceva? Cred că există undeva, s-au ascunse baconițele. Băi, frate. Uite aici dacă mergi, iubita. Vine pe aici. Da. Aoleu, e grea. Am căzut. Aoleu, ai căzut, Felix. Uite, aici se ascunde. Se ascunde, dar vreau și eu să iau această baconiță ascunsă. Influencer. Baconița influencer. Baconița influencer. A, și la cu... A, uite aici. Hai sus, Felix. Hai cum o să duie și o să vin. Uite aici, una e mică. Așa. Șofer de autobuz. Și uite asta ce mare-i. Ești uite, sus? Hai să vezi, deci uriașă, da. A. Asta o cotam noi. Da. Unde ai găsit șoferul de autobuz baconiță? Uite aici, acolo lângă copac, aia. Unde? Uite acolo, tot în fața ta, pe dreapta. Baconița șoferă. Da, baconița șoferiță. Uite, am mai găsit una aici, constructoare, vin încoace. O vezi aici? Oh, da. Mă trebuie să cască să o iei. Reușești să o iei? Da! Este! Baconița care se urcă. Uite, am găsit o baconiță aici, baconița... Baconița dispărută? Nu, săracă. Oh, dragă de ea, ești murdară și tot. Uite aici un elefant, nu, nimic cu el. Am găsit un elefant? Un ursuleț. Avem un obi aici, dacă vrei să-l faci, în lumea asta. Hai să ne duci, o să intre la greu, frate. Da, nu știu, dar mai avem aici o chestie de făcut, iubita. Da? Ia să vedem, care parte? Vină, dar nu, în ce lume suntem? Vrei să facem obi-ul? Mai avem de urcat pe bloc, dacă vrei. Vrei să faci obi-ul pe bloc sau vrei să facem ăsta? Hai să facem ăsta. Hai. Auleu. Am căzut. Eu am vrut să zic că să folosești speed-ul. Folosești speed-ul? Da, speed-ul. Haide, iubita. Folosești speed-ul când ajungi aici. Și pe câte sar? Câte două.
De două? Da. Ai reușit? Nu. Bă, nu, e fără speed. Nu vă luați după gamer. A, uite, m-a luat pe umeri. M-a luat pe umeri gamerul și am ajuns aici pe umeri. Oh my god, ce șmecheră de crezi. Îmi place că ne dă totuși din orașul ăsta și nu trebuie să ne chinuim. Hai facem câte una. Băbește, cum se zice. Ia, uite că băbește e aproape bun. Hai mă, că eu am reușit-o, ce ușor este băbește, Cristina. Veniți, face băbește. E așa de ușor. Băbește, băbește și șterbește. A, dar uite că n-am timp de ăla, acolo așa de ce se mișcă. Pleacă, mă, mișcat încet. O, de lung. Hai că mă descurc și eu. Dați like pentru... Mă, ce nervant e ăla. Stai căzut. Datorită lui. Că din mișcă, cauza lui. Se mișcă ca o babă, băbește. Așa. Cred că e pe speed. Nu iese. Nu, mie iese foarte bine, dar lui poate. Nu, adică știi care e faza? Aici dacă te atingi de cineva, chiar îți dai... Da, îți dai poate. Nu e pe transparențe. Nu e pe transparențe. Auleu, sper să nu vină din spate, să mă lase să mă concentrez, că prea bine mă descurc. Vezi acolo, la sfârșit, cum faci. Țineți-mi pumnii, ocolișilor, am nevoie de susținerea voastră. La următoarea, pe diagonală, în stânga. Bravo! Bravo, Cocos Cristina, bravo! Este! Mi-au ținut cocolic și pumnii, de aia, doar de aia, de serios de aia. Ce găsești acolo, fain sus acolo, Cristina? Stai să vin și eu! Stai să văd că iarăși e o chestie pe care trebuie să o treci. Ai de mine. Ești din obi, în obi, frate, nu aici. Se mai termină, poate este... Aoleu, așa este cu dintralea care... Oh, bă, m-am priceput. Bă, dar nu se mai termină obiul ăsta, dar ce bacunință-i? Uite, bă, frate, acolo, dar stai, cum ajung eu acolo? Stai, uite în jos, vezi dacă poți să arăt în jos. Poți să mergi pe asta? Apasă pe shift. Cum ajung? Cred că e pe partea ăla. Apasă pe shift și bag-te în ăla. Ce? De dintre astea nu reușesc. Nu, bag-te în asta subțire. Vezi aici dacă poți să faci ceva. Mișcă-te stânga-dreapta. Nu. Nu este ceva nimic? Scoate shift-ul. Nu. Ce să fie o șmecherie? Băi, cocolicilor, vă rog frumos să vă uitați așa super mega cu atenție. Poate știți voi. Da, uite. Cum ajung? Cred că, auzi, uite, văd pe partea alaltă ceva, niște pe, chestii. Pe asta zic, poate n-arată pe unde trebuie, Cocos Cristina. Hai să văd. Bun, și pe unde te duci? Deci n-ai încotro. Asta să vedem. Nu știu, eu nu știu pe unde. A, uite, Cristina, ai sărit pe asta așa? Da, m-am dus pe aici. Sărit pe asta așa, da? Da, pe astea m-am dus. Da. Ăla nici acum n-a reușit. Adică chiar e... Deci eu sunt super mega gameriță? Am reușit înaintea tuturor? A, am vrut să mă duc uite, pe capacul ăsta. Uite, poți să ar de aici pe aici. Deci de pe aia poți să ar de unde sunt eu, de pe asta. Da, e ok, nu-i problemă. Bă, nene, am mai luat și nu acolo, Vita, nu acolo trebuia să sar tu. Lasă, dar nu contează, că am ajuns acolo și nu știu ce să fac de acolo. Gata, am reușit. Trebuie să sar pe capul lui, sar pe capul lui. Hai, nenea. Hai că o iau. Nu! Hai că o iau eu și după aceea vii și tu. Am reușit. Hai, iau și tu. Deci asta e muncă de doi. Muncă de doi. L-ajutăm și pe el să ia. Na. Auzi, îți zice scări în spate, poate trebuia pe astea, uite, vezi? Păi asta zic și eu, dar cum am fi ajuns acolo? Nu mai contează. Mai alte baconițe pe aici? Baconițe rare? Aoleu, sper că nu-i ceva sus de tot. Nu este, nu văd nimic. Bun, hai să ne teleportăm la început. Auzi, dar cum ai fi ajuns pe aici? De ce a pus cara asta? Ca să te inducă în eroare. Te ducă pe aici? Hai, îl ajutăm și pe aici. Uite că o reușit să sară, era un punct invizibil după asta. Ia, mergi. Sar pe asta, sar după asta. Vezi? Uite că a reușit și eu. Vezi, era ceva invizibil. Da, deci eu n-am mai reușit. Hai de mine, Grezira. Mai era un obit super greu aici, dacă vrei să-l facem. Da, pe casă. Ai mers cu viteză, fii tu viteză o mangă. Așa. Vii după mine, vii după camera, da? Da. Stai ceva pe aici? Bă, dar ce fain este toate jocurile astea. Uite pe aici, iubire. Uite asta. A, da, fără speed. Nu știu, cu speed, fără speed, cum vrei tu. Eu-l fac cu speed, că-s mai speedos. Fele, da, de ce mă iei pe umerii tăi? Te-am ajutat, nu vezi, Cristina, că te-am ajutat. Este! L-ai și terminat. Am ajuns sus, da. Dar Cristina e prea descurcărață de la un timp. Tu știi, parașuta care, parașuta, uite. Parașuta care? Parașuta care îți dă cu parașută. Ia uite-te. Uite aici am văzut un buton mic. Apa, atinge-l. Hai să-l atingem. Nu știu ce deschide, dar deschide. M-am teleportat. În ce lume? Undeva întuneric. Am găsit aici o baconiță. Baconița din întuneric. Ok, și cum mă întorc de aici? Știi că te poți teleporta, iubita? Păi da, dar poate mai vă jos, mai rămân în oraș. Dar nu-i nimic, nu aș lua toate baconițele din oraș, Cristina. Orașul... Crezi tu? Da. Mă teleportez, da? Da, iubire. De la... Unde? La ce vrei tu? La anime. Nu. La neon. La neon, hai la neon. Hai să vedem. E fain că te poți teleporta.
Du-te, mă, să fiu eu. Uite, 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 uite. Doamne, uite. Ce lume faină. Gata, Heartbacon. Heartbacon girl. Baconița iubitoare. Măi, de câte văd eu, lumile astea sunt superbe. Sunt o grămadă de lume, după cum vedeți. Cât ai găsit? Ia să vedem câte am găsit eu. Ai de mine. 39, tu? Nu se vede, 34. 34. Bă, dar nu știu ce tot faci tu, Cristina, cu baconițele astea. O, bă, frate, țineți-i pe mine acolo la Felix să le rezolve și el. Cocolicșilor, ce eu ziceți? Eu zic să rupeți butonul de Cocolike și data viitoare mai găsim mai multe baconițe. Pa! Vreau să găsesc toate baconițele. Baconițe cu fundițe, mă întreb dacă există. Cred că există, una singură există.